Pace, este o bucurie pentru mine să fiu în această dimineață împreună cu dumneavoastră și eu deja am fost împuternicit, mângâiat, încurajat și desfătat spiritual de tot ceea ce am găsit la voi în biserică. De vreo 40 de ani umblu în lungul și latul Pământului, începând de pe coasta de Pacific, de Est până la Hawaii, din Nord în Sud. La baptiști, pentecostali, carismați, neregistrați, reformați, catolici și sunt în foarte multe biserici. Și de obicei am un simț ca să percep care este atmosfera spirituală în acea biserică. Și vreau să spun, biserica voastră este o biserică plină de Duh, de viață. Dumnezeu își găsește plăcerea când vine la întâlnire împreună. Cântările voastre sunt cântări care sunt însuflețite de pasiune și dragoste și dorință de a-L lăuda și a-L înălța pe Dumnezeu. Frate, mulțumim frumos pentru modul cum conduci cântările. Cântările au fost alese minunat, au fost pe inima mea, am putut să mă cupresc într-una pe ele și trupă. Vreau să spun, te faceți o treabă nemaipunită. Cu ajutorul Dumnezeu am organizat marșuri prin orașe, în care am mers în marele orașe ale României și ne-am dus și ne-ar fi plăcut ca în acele marșuri să am fafara voastră și să astupe gura în pat jocuritorilor și oameniștutori. Să vadă ce calitate de muzică și de închinare și slujire creștină au bisericile noastre. Amin? Amin. Și eu sunt unul care îmi place să visez larg. Balșoi, cum spun rușii. La ruși totul este Balșoi, Balșoi Theater, Balșoi Opera. Și mie îmi place să gândesc în termeni mari, pentru că numai cerul este limită la ceea ce poate să facă Dumnezeu nostru, nu-i așa? Am convingerea că nu voi ați avut nevoie de Canada, să veți în Canada, pentru o pâine mai albă sau un unt mai gros, ci Canada are nevoie. Și aș vrea să înțelegeți menirea pentru care Dumnezeu v-a vânat într-un fel sau altul și v-a adus aici. Canada are nevoie de lumina voastră, de sarea voastră, de mesajul Evangheliei, este în întuneric beznă, este opresată de duhuri care mai de care mai rele, mai înșelătoare, mai degradante. Și voi sunteți lumina pentru Canada. Și aș vrea să vă luați rolul în serios. Sunteți cetatea pusă pe muntele care este în Quebec. Care să răspândească lumina lui Dumnezeu. Ca să oprească degradarea morală. Care să poată război cu toate aceste legiuni de demoni care sunt hienele iadului desfășurate în ultima generație și le strică mintea și le strică sufletul și tot la ruină și pierzare veșnică pe chebecan și pe canadie. Și voi sunteți soluția lui Dumnezeu. Dar niciun dubiu doar acesta că Dumnezeu va aveți. Pentru că știu că Dumnezeu în zile pe urmă. Mai avem doar câțiva ani până la venirea Lui. Și El vrea să-și pregătească o viață pentru venirea Lui, ca să strălucească în glorie și slavă. Și din ce în ce va fi această separare, din ce în ce mai distinctă și clară. Cei sfinți să se sfințească și mai mult. Cei necurați să meargă mai departe în necroțiile lor. Dar vreau să spun că aceste zile de pe urmă, poporul Dumnezeu, când va primi proacea cârție a Duhului Sfânt, se vor ridica între oamenii aceștia, între tinerii aceștia, băieți plini de autoritate, de putere, de Duhul Sfânt, de mare îndrăzneală, vor să facă fadraci, vor face minuni, vor îndea morții, vor descoperi puterea de acolo. Și voi, fratele mele, credeți că este imposibil? Nu, este posibil. În 2000 era o femeie, Savitri, în Mumbai. Un oraș mare, câteva sute de zeci de milioane din India. Și această femeie nu știe carte, nu știe să semnează numere. Cu gestul îți semnează documente. Toată viața ei, instrumentul de care la bună a fost pix la scriu sau computerul și a fost șef. Mătura. Să măture gunoiul pe străzile Bombeiului. Cea mai joasă castă din toată societatea indiană. De cea mai joasă castă. Dar femeia aceea, până în urmă, cu 16 ani, a înviat
16 oameni din morți. Mai mulți decât toți cei care sunt înregistrați pe pagina Scripturii din Vechiul și Noul Testament. O femeie fără școală. Savitri. Dumnezeu se uită să găsească pe cineva care îl caută toată inima. Care să fie un vas, care să fie sfințit, curățit, pus deoparte. Doamne, aici sunt, pe altarul Tău, mă, cum fă ce vrei cu mine. Și în această generație va zice Dumnezeu, această reparație zice. Și pentru asta sunteți în Canada. Mă bucur din toată inima de atmosfera pe care am găsit aici și mai ales de fratele Iosif. Pe drum ne-am rugat. Și am zis, Doamne, cuplează-mi sufletul, cuplează-mi Duhul, împreună cu sufletul păstorului, pentru că vrem să facem aici o lucrare în tandem, în armonie, în sincronizare cu Dumnezeu. Și de la intrare ne-am cuplat. Și sunteți binecuvântați să aveți un asemenea păstor. Respectați-l, cinstiți-l și vă rog frumos, dați-vă toată silința să împliniți viziunea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Nu boicotați, nu cârcotiți, nu judecați, nu vorbiți de rău. Că și cine judecă și vorbește rău pe fratele său, judecă cuvântul Dumnezeu. Și dacă judeci cuvântul Dumnezeu, nu mai ești împlinitor, ci judecător. Un nesimțit și jumătate. Tu să judești cuvântul Dumnezeu, să judești pe Dumnezeu, unul simplu este judecătorul și dătătorul legii. Tu cine ești? Până nu lucrezi, n-ai dreptul să judeci. Și sunt unii care sunt specialiști în judecăți. Care, vorba aceea, dau un dolar în biserică, dar fac răcie de 1000. Cine nu lucrează, tot nu greșește. Am găsit așa frumoasă smerenie din partea fratelui și a spus, am găsit de atâtea ori, de așa de multe ori. Am făcut greșeli. N-am întâlnit până acum în spate un pastor la prima întâlnire să spună, am făcut greșeli. Asta este ceea ce așteaptă Dumnezeu la noi. Smerenie. Dacă, dragii mei, îmbrăcați-vă toți cu smerenia. Cu această podoabă aleasă. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți de dar. Este un potențial uriaș care este în această biserică. Copiii, orchestra frumoasă, au plecat că am auzit că strâng prea tare și trebuia să-și pună urechile la mâine la urechile, să nu-i sparg timpanele. Dar mă bucur, m-am închinat împreună cu voi și ei o desfătare să fiu împreună cu voi. De ce vă spun, nu ca să vă flatez într-un fel sau altul, să intru sub coasta fratelui păstor, ci adesea noi avem nevoie cineva să ne dea un examen de sănătate, o evaluare, oricum de sine, și nevoie de o evaluare spirituală. Pentru că de multe ori, dacă faci următorul lucru, dacă eu țin Biblia asta prea aproape de ochi, nu poți să citești. Și nevoie cineva ca să-ți îndepărteze puțin cartea, sau să aibă această distanță epistemică, să te poți analiza, să te spunești. Și tu poți să înveți o frică scumpă, nu am vorbit de copii. Așa vreau să fie toți copiii ca mine, ca și voi. Minunat! Uitați-vă la feselor! Îi vezi în alte contexte, cu ticuri, cu una, cu altă, nimeniștiți într-o parte și altă, cu toți lui dragi care vin de la părinți, de la sistemul acesta, în care este împotriva Dumnezeu. Dar uite, dar copiii noștri, ce fețe frumoase au, ce liniștiți și apnic. Asta este o grindă a lucrării frumoase pe care face Dumnezeu în jocul nostru. Dragii mei, sunteți binecuvântați. Și spun următorul lucru. Cum-i turcul? Așa-i pistolul. Cum-i tata? Așa-i peciorul. Amin? Doamne să minteze. Să minteze cu turcul și cu pistolul lui și cu păstorul și cu conducerea bisericii pe care l-a dat-o. Și mergeți împreună să închizi. Încă o dată, dragii mei, aș vrea să vă faceți clar motivul pentru care sunteți în Canada. Nu să faceți casă peste casă, mașini peste mașini și conturi la băncile canadiene sau americane. Ci suntem aici să facem ce? Comoară în cer. Să fiți nu bogați în dolari, ci să fiți bogați în credință. Să fiți bogați în isprăvi minunate.
în minuni dumnezeiești, ca oamenii văzând faptele voastre să-L laude pe Tatăl vostru care este în cer. Să fiți bogați în suflete pe care le culegeți pentru împărăția lui Dumnezeu. Hristos a venit și El putea să aibă toate bogățiile lumii. El putea să facă cel mai mare imperiu care putea să fie. El putea să aibă școlile cele mai ilustre. Pentru că El locuiește, trupește toată înțelepciunea lui Dumnezeu. Cobor în înțelepciunea și ale științei. Sunt Iisus Hristos, putea să facă școlile cele mai ilustre. Și orice cinstește și valorează lumea în jurul nostru, putea să facă orice. Dar știți ce are să facă? El a venit să caute, să mântuiască. La 3 ani știam că Hristos este să fiu încălcat, o să aduc la oameni. La 3 ani. Am fost pe o cale în care am fost în calea lumii ca și fiul risipitor. Și am venit la discotecă cu o fată care după aceea mi-a devenit nevastă și m-am întrebat ce vreau să te fac și i-am spus că vreau să mă fac popă, că nu știa ce înseamnă pastor. Venind de la discotecă. Dar și atunci când eram acolo, la porci, știam că Dumnezeu mă face să predic Evanghelia. Și astăzi vrea să fie Dumnezeu care să facă. Noi avem nevoie, de o pasiune, de un ideal, de ceva care să ne investim în toată ființa și puterea noastră. Și nu există mai mare ideal ca să ne căutați mai întâi în părții Dumnezeu și puterea Dumnezeu și toate celelalte lucruri. Mi se poate adresa. Amin. Amin. Lăudați să fie Domnul. Amin. Fratele m-a întrebat, frate Titus, cât ai nevoie? Și eu să fiu modest, să nu fiu țăgan, că vin la voi și îmi dai jeștul și iau toată mâna, am zis, am nevoie de o oră. Dar de fapt aș avea nevoie de vreo 3 ore. Ce părere aveți? Mie îmi plac la frații penticostali, adică vreau să spun următorul lucru. Mama, bunica a fost penticostală și bunicul din partea mamei a fost baptist. Eu sunt un baptist penticostal, mai recent sunt mai mult penticostal decât baptist, așa că vreau să vă aduc din nou la butuc, la rădăcini. Nu-i așa? Nu-i așa că la bisericile penticostale știai când începe programul, dar nu știu când se termină? Nu așa era când era penticostal în floare? Amin! Băi, unde sunt frații? Le frică să spună amin, că după aia se leagă de ce fratele din nou depășește timpul. Eram undeva pe la Omcea, la o biserică penticostală prin anii 80 și frații m-au chemat să predic și predicile mele, introducerea mea, ține o jumătate, o oră și după ce am predicat o oră, s-a făcut puțină pauză, mai fost cântare, 13 acordeone. Nu știu unde există acordeone, fraților, dar se pare că de-aia nu există zeul și cântarea aceea și entuziasmul, v-ați pierdut acordeoane. Dar erau 13 acordeoane, când sunt 13 acordeoane într-o biserică și toate cântele vreau să vă spun că se coboară cer. Nu-i așa? Deci, maximite cât ea s-a sunat. A trăit-o. Deci nu vorbesc așa povești. Și după ce au mai cântat acordeoane, mi-am întrebat, frate, mai e cât o doi de rof? Cum să nu, frate, mai am. Am aici un iPad care e cel puțin cu 500 sau 600 de predici. Sunteți gata? Dar mai am, frate, și după ce mai întâlnit din oră, după aceea are cântare, laude, mărturii și după aceea, frate, mă, sigur! Nu vreți să faceți un fel de bis la sfârșit? Nu vreau să amuzesc dumneavoastră, nu vreau să fiu chiar așa țigan, dar haideți să vedem ce are Dumnezeu pentru noi. Ce are Dumnezeu pentru noi în această dimineață și încă o dată. Psalmul 23 este porțiunea cea mai cunoscută din toată literatura universală. Și când fratele l-a citit, am văzut pe câțiva dintre fetițele acestea care erau aici și alții, începând să-l spună pe de rost. La mine în biserică, copiii îl știu pe de rost. Și sper că îl știți și voi pe de rost. Psalmul 23, amin? Da, minunat! Să nu existe un copil în casele noastre, în biserica noastră, care să nu știe pe de rost Psalmul 23. Indiscutabil, Biblia este cea mai tipărită carte, cea mai răspândită, cea mai cunoscută, cea mai citită, cea mai iubită carte din lume. A umblat pe mai multe drumuri, a
bătut la mai multe case, a sălăjit mai multe bordeie, a luminat mai multe minți, a mângâiat mai multe inimi, a răscumpărat mai multe destine din hărul iadului decât orice altă carte care a fost scrisă sau tipărită, răspândită vreodată. Nu este carte în lume ca și Biblia. Din cea mai citită carte, de departe, cea mai cunoscută și mai iubită porțiune din Biblie este Psalmul 23. Psalmul 23 este citit de cele mai întunecate momente prin care trecem prin viață. La un pat de suferință cu un bolnav care este cu cancer terminal sau care îi se apropie sfârșitul. Ce frumos este psalmul acesta ca să mângâie inimile. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Chiar dacă ar trebui să trec prin valea umbrelor morții, să confrunt băurile harisului, a morților, a rugeței morților, nu mă tem de nimic, căci Domnul este alături de mine. Încălătorit înaintea examenilor, înaintea deciziilor majore, psalmul acesta este citit. Și nu există iluminare, mânghiere și împuternicire undeva în lume ca și cuvinte de mânghiere, încurajare și promisiuni sfinte de Domnul este lumea. Acum, în ciuda faptului că este cel mai cunoscut și cel mai citit, fratele mi-a spus că nu aduc aminte sau a fost foarte de mult și cineva a predicat din psalmul Domnului. Adesea, familiaritatea cu acest psalm, faptul că știm pe de rost și mecanic, adesea nu reușim să înțelegem adâncimile și profunzimile lor. Și aș vrea pentru cei care l-au învățat din pruncie să nu îl repetăm ca papagalul, ci să-l înțelegem în toată frumusețea și juvaierul fără egal care există în Biblie. Un mărgăritar nespunat. Noi suntem români. Și noi, ca români, avem șansa mai tare decât oricare altă națiune să înțelegem psalmul acesta, că este un psalm mioritic, un psalm al unui cioban. Și care este poezia noastră națională? Pe un picior de plai, pe o gură de rai. Iată, vin în cale, se coboră în vale trei turme de mii cu trei ciobănei. Și poezia noastră este poezia ciobanului. Miorița! Nu-i așa? Deci noi avem șansa mai mult decât canadieni sau americani sau alte națiuni să înțelegem psalmul acesta, că suntem mai aproape de ceea ce înseamnă acea experiență pastorală. A ce înseamnă să fii oaie sau ce înseamnă să fii păstor? Și înțelegem frumusețile acestui psalm. Două lucruri sunt importante în a înțelege înainte de a merge mai departe. Psalmul este scris de cel mai citit, mai iubit, mai admirat poet care a fost vreodată pe fața Pământului. David. Și este scris de David nu când este în tronul lui, înconjurat de sutele sau miile de oși pe care avea, de consilierii lui și de preoții care stăteau în spatele lui să-l valideze că este unsul Dumnezeu. Când este recunoscut de națiune ca împăratul pus de Dumnezeu și porunca lui era ordin pentru oricare dintre supușii împărții. Nu atunci a fost scris psalmul acesta, când David era în culmea puterii, gloriei și a recunoașterii naționale. Și psalmul acesta a fost scris știți când? Când David a trebuit să ia coroana încrustată cu diamante. Când a trebuit să dezbrace roba lui de împărat cu sută cu aur. Când a trebuit să-și pune cingătoarea cu sabia lui Goliat deoparte. Când a trebuit să se dezbrace de hainele lui de împărat și să ia ițarii de cioban, ciobincile de cioban și să ia toiagul de cioban și să fugă! Și să fugă de mănâncă pământul, că toată oastea lui, consilierii lui, că
copilului, de familia lui, să-l dat în problema lui și îl urmăreau ca pe cel mai mare criminal care trebuie ucis imediat să nu-i facă alte crime, ca un șarpe urmăritor iau pe numele lui. Atunci a fost Cristofanul psalmul acesta, când era singur și s-a dus unde din nou în câmpiile Betleemului, când l-a cunoscut pe Dumnezeu și acolo a crezut înaintea Dumnezeu în genunchi și apoi a crezut în patru labe ca și oaie. Și de acolo, din poziția de oaie, pe patru labe, de acolo scrie psalmul acesta. Dar cine vrea să spun că ați citit psalmul acesta în fotoli, poate într-un loc unde ați fost confortabil, poate ați zis ce interesant este când ați fost poate într-un oficiu care este pe colț, la un mare oficiu executiv de întreprindere, când îl citești acolo, nu înțelegi, dragi. Îl vei înțelege psalmul acesta și te vei lega de el ca de aer și de apă abia când ieși în patru rape. Când vei ajunge în valea umbrelor morții, când toți te vor părăsi și mama și tata și copiii și îmi zice, Dumnezeule, unde ești? Când din rape vine diagnosticul de cancer incurabil în stadiul 4, sau când copiii tăi au luat razna și te-au părăsit, sau când soțul a zis, te urăsc! Nu mai vreau să te văd! Sau când soția ți-a rupt o lapte și din toate trezești că i-a avut nu știu câte relații și tot nu știu tot scenarii. Psalmul acesta va fi ancora care s-a ținut suflet. Va fi o lapte de salvare care te va indica în ce mai vei de la urmă. Și psalmul acela te va pune voi cu o stâncă tare să dâriești orice fătură. Să fii mai mult decât viitor în toate aceste încercări. Psalmul 23. Următorul lucru despre psalmul acesta este că psalmul descrie oaia. Atitudinea pe care oare o ai. Și noi avem cele mai idilice înțelegeri cu el la ce înseamnă oaie. O, eu sunt oaia Domnului. Cu o oaie pe ciorma statului jos, în biserica pentecostală, pe aici. Alții care sunt membri în biserica mea, eu sunt oaia fratelui Titus, sau sunt oaia bisericii rumenii și în ceași. Nu vreau să spun că o oaie nu cred că e prea un lucru care te flatează. Nu cred că, eu l-am auzit pe fratele Valentin, că își desnează soția cu cele mai alese și mai romantice dintre epitetele care pot fi limba română. Dar nu l-am auzit niciodată scumpa mea oaie. Ce bine că n-a făcut. Nu cred că vreo fetiță din asta care este frumoasă și care este înzestrată și când se trece prin apă cu un curteran spune, dar ce oaie ești extra. De ce? Pentru că oaia e cu totul deosebită de celelalte animale din grădină sau din ogradă. Oaia este cea mai lipsită ființă de apărare care există în grădină. Cerul, căpioara, are picioare subțire care se făcă de loc. Pisica are gheare. Lupul și ceilalți au comisi. Ariciul are țel. Hârciogul se bagă în pământ. Dar oaia săraca de ea este înătânda de pe lume. N-are nici cost, n-are nici gheare, n-are nici picioare. Are. Oaia este vulnerabilă la cei mai handicapați, mai șchiop, mai bonat dintre lupi sau dintre țarne care există acolo. Nu poate să facă nimic. Oaia este complet lipsită de apărare. Așa se întâmplă aici. Oh, nu se poate. Ce pumn am eu. Cu care vrei să le vezi? Cu urgență sau cu moartă? Cu stânga sau cu dreapta? Te pune cu mine. Și credem că suntem tari și mari. Nu vă înșelați. Cel mai mic drăgușor
vă luxează de, vă gândește în șanț, vă gândește de o pereță, într-o mașină sau pe o stâncă și da. Nu vă credeți că sunteți mari și tari. Un virus așa de mic, care nici măcar cu microscopul optim, vezi, este pe microscop electronic, în momentul când ai dat în tine, pe tine, mare, brav, n-alt ca gardul prost ăsta, deștept ca Einstein, determină imediat. Suntem cele mai friabile ființe care sunt pe pământ, dragii. Asta este un lucru. Nu doar că suntem lipsiți de apărare în oamenii, și suntem cu inteligența unei ori. Nu vă recomand să mergeți, dar dacă din când în când v-ați uitat poate la tembelizor din accident, vă asigur că veți găsi numere de circuce cu lei, cu tigri, cu paralei, cu câini deștepți, cu pisici deștepți, inclusiv concurs de purici. Care să le mai tare purice sau proaste care să le mai departe. Dar la niciun circ din lume nu vei găsi un număr cu oaia, pentru că oaia este prea proastă să te uimească cu ceva. Oaia este de o stupizenie și de o prostie care este monumentală. O oaie, dintr-o dată, îi se pare că aude ceva și bate de picior și începe să fugă. Și fuge a proasta într-o pastie. Și toate oile, sute mii de ori, merg cu ea. O turmă întreagă a dispărut de 1000 și ceva de oi pe un platou și, domnule, n-au găsit-o, n-au găsit unde este. Toate oile au sărit în prăpastie, pentru că una a fost speriată și a fugit de propria ei umbră și a sărit în prăpastie și toate celelalte au sărit după aia. Așteptă și toate este oare. Este așa de proastă, încât în momentul când vine lupul să fură oaia, știți cum fură lupul oaia? Vine la oaie. Și o prinde de brăniță cu dinții, cu ceva. După care zice, hei, am primit o mie. Și lovește cu coada și oaia merge pe picioarele ei, kilometri întregi, până lupul o duce la vânzător, vânzi acolo, îi face de petrecare. Dar putea să strică, bătiță dragă, ciocănoșule, aici sunt, mă mâncă lupul, sari, ajută-mă, nu face. Așa de proastă este. Noi ne credem că suntem deștepți de lume. Noi credem că suntem așa de deștepți încât am reușit să descoperim taina vieții. ADN-ul, tainele celule. Așa de deștepți încât am reușit să coborâm pe lună, să venim sonde în spațiu. Cine ne poate ajunge la înălțimea nasului nostru, în care într-o dată credem că știm toată știința? Vreau să spun că avem computere și avem oameni care sunt specialiști în cele mai îmbătigate teorii despre astrofizică. Dar știți ce se întâmplă? Când e vorba de lucrurile spirituale, ce fac? Citesc horoscopul în fiecare zi, să vadă ce spune horoscopul despre ziua de astăzi. Orice ziar mare are pe pagina ei, pe pagina lui, horoscopul, în care tot, cred tot felul de povești care mai decare mai strani. Eram undeva prin Siberia și a venit la evanghelizarea noastră un student care era un student la filozofie, Sergei. Și după ce ne-am zis puțin, și a început să zică, păi că eu acum am venit de pe Alfa Centauri. Și a început să spună ce a întâlnit el pe Alfa Centauri. Și când am auzit chestia asta, imediat mi-am dat seama că ăsta este cu această meditație transcendentală. Și pe vremea lui Ceaușescu, cei mai buni academicieni, doctor de cenți din România, aveau un club a meditației transcendentale în care ei se întâlneau la meditație și încercau să lipteze, să plătească și apoi să viziteze cosmosul. Așa de tâmpi erau. Vreau să spun, cea mai mare minciună care poate să fie în această lume este teoria evoluției. Dragii mei copii, încă o dată, mi-ar place ca să vin cu voi și să arăt cât de stupidă, cât de lipsită de sens, cât de irațională este teoria evoluției.
Pentru cei care sunteți puțin mai deștepți și ați studiat la școală puțin, aș vrea să vă dau o puțină vrească, poate 3-4 minute. Vreau să vă spun, teoria evoluției are la baza faptului că, datorită complexității universului nostru, plazele solare, o supă de amidon, ceva fosfor, ceva azot acolo, cu niște fulgeri care au loc, dintr-o dată s-a creat o celulă vie. O celulă a mea protecție are perechi de nucleotide, care nu se fac dintr-o dată, ci perechile acestea neobinite pot fi făcute numai de viață. Și are perechi de nucleotide 10 la puterea 24 perechi de nucleotide. Asta înseamnă 10 urmate de 24 de 0. Așa de multe perechi de nucleotide are ameba proteus, care este cea mai simplă, care se spune că este baza de îndeamnit toate cealaltă forme de viață. Asta este absurd de pe lume. Știți câte legături de aminoacid are omul? 10 la puterea a 6. Și ameba proteus are 10 la puterea 24. Adică a început, prima celulă a început mult mai complexă decât omul. Este imposibil. Nu vreau să stau prea mult pe aici, dar din cauza ce? Din cauza faptului că la nivelul lucrurilor spirituale, omul este mai prost decât o oaie. Ai acoperit aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit cui? Pruncilor, laudă numele Lui! Te laud, Tată, căci așa ai găsit-o bucată! Te laud, Tată, că așa ai găsit-o bucată! Deci ăsta este omul. Omul este o oaie. Și ca și oaie este lipsit de orice apărare când e vorba de lumea spirituală, de forțe de munce. Am făcut medicină și era o dorință ca să ajut pe oameni și mă gândeam să fac psihiatrie. Și am fost interesat să citesc în domeniul psihiatriei și a fost un medic psihiatru de elită în America, Scott Peck, și el a scris mai multe cărți recunoscute internațional, dar foarte, foarte citite în domeniu. Și Scott Peck, medic psihiatru american de prestigiu, el a zis: eu am descoperit realitatea răului în om. Când vin pacienții la mine, nu este o problemă de dezechilibru de membrană a ionilor, adesea cum se numesc bolile psihice. Și e nevoie de medicamente să corecteze nivelul de serotonină sau nivelul de echilibru de membrană electrolitic a neuronilor. Și el a zis: eu am depistat realitatea răului, a duhurilor necurate. Entitatea lor. Și după ce a depistat, după ce a scris, crezi acum ce se fac, cum să le tratez? Că aceste duhuri nu ies cu medicație, nu ies cu tun, nu ies cu foc, nu ies cu niciunul dintre tot arsenalul pe care noi avem. Să-l pui la rângă, să-l pui la a bombarda cu ion, cu tot felul de substanțe, nu se întâmplă nimic. Cum rezolv problema unui om care este infestat de duhuri? Cum rezolv? Și a zis: măi, asta face biserica. Hai să fac și eu la fel. Și el a studiat câteva cărți despre modul cum să facă exorcist, după care a luat primul pacient pe care avea să facă exorcist. După 3 zile de încercare, 8 ore, în fiecare zi de luptă, să facă tot felul de ritualuri, mante, așa cum este ritul pe care le face biserica catolică, a încercat să le facă și el, și nu s-a întâmplat nimic. După 3 zile de distrare, a primat pe un pastor pentecostal și a zis: te rog, poți să vină și ala, în vreo jumătate de oră s-a lucrat în viață, s-a lucrat și dintr-o dată persoana a fost eliberată. Acum, din cauza faptului că a fost eliberată persoana, dar din cauza faptului că persoana n-a fost spusă unde, în biserică, așa cum a spus fratele, așa de pertinent, aveți grijă. Dacă l-ai scos afară, trebuie umplută casa cu Duhul Dumnezeu. Dacă nu este umplută, vine al 7 grad și mai rei, mai ai 7 grad și mai rei,
starea lui la mine de 7 luni. Și medic obiectiv, care a fost suficient de onest să zică, ok, care este rezultatul experienței mele în exorcism? Faliment total. Și dacă aș sta mai mult cu voi, aș face să realizez cât de imperativ pentru noi este să stăm sub ce? Sub protecția bunului păstor! Nici o oaie în universul acesta, așa cum călătorim peste tot în lume, de-a lungul și latul pământului, nu am văzut o oaie care se poată trăi în sărbăticiune! Nici o oaie! Nu puteți trăi în această lume, să trăiți împliniți de dacă ești un păstor. Domnul este păstorul meu. Altul este acolo, un lup, un șarpe mare, un balaur, haite de lup, de draci, care sunt gata să-mi infesteze și nu putem face nimic în toată puterea noastră, în toată creșterea noastră, cu toate abilitățile noastre, nu ne putem împotrivi decât dacă vine bunul păstor să ne păzească, să ne lucrească. Deci, psalmul acesta a fost scris de David când era în nevoi, în nevoi acute, abia atunci îl vom înțelege. Psalmul acesta este scris despre oaie și până când nu înțelegem ce înseamnă oaie, să nu avem imaginea asta idilică, o, oaie este așa un drăguț animal. Nu, este un animal drăguț, dar este un animal care nu are nicio capacitate de apărare și mintea ei este așa de proastă încât este înșelată de cei mai tântălări draci, de cei mai lipsiți de inteligență și abilități duhnecurate. Omul este înșelat. Domnul este păstorul meu și aici este așa de crucial. Este Domnul păstorul tău? Pentru că psalmul acesta, tot ceea ce durează mai departe, descrierea aceasta, este condiționat dacă Domnul este păstorul tău. A fost un moment în care l-ai chemat pe Iisus Hristos să fie Domnul și păstorul tău, pe clar, pe vrea la Iisus Hristos. Dacă nu a fost, dragul meu, imediat în această zi, Domnul este păstorul meu, Doamne, primește-mă în turma ta. Am rătăcit destul, nu, vreau să fiu păstorul tău. Unii zic, da, frate, eu m-am rugat Domnul să fie păstorul meu, dar nu-i suficient să zici Domnul este păstorul meu, ci tu trebuie să zici, Domnul este păstorul meu și mă duc cu ce? Cu Duhul meu. Nu poți să zici, Domnul este păstorul meu și tu stai independent. Mă mai gândesc. Tu nu poți să spui rugăciunea Tatăl nostru câtă vreme tu nu ești născut din Tatăl. Câtă vreme Dumnezeu este Tatăl tău. Evreii spuneau, noi avem ca Tatăl pe Avram. Nu-i adevărat. Voi aveți ca Tatăl pe diavol. Păstorul poporului Israel, în vremea aceea, era împerițatul. Era cel rău. Și lumina. Și este așa de imperativ pentru noi, ca în momentul când spunem, Domnul este păstorul meu, și am zis, Doamne, te aleg pe tine, păstorul meu, să faceți următorul lucru imediat. Și va crede și se va poteza. În februarie, eram la biserică și păstorul de acolo spune, frate Titus, un preot ortodox vrea să stea pe o doctrină. Nu mi-a spus cine este, dar un preot ortodox vrea să stea pe o doctrină. Și după biserică, vine preotul și îl recunosc. Îl cunoșteam. Preot ortodox. Și spune, frate, am nevoie să te rog pentru mine. Era atacat de duhuri. Au venit persoane la el cu duhuri necurate și s-a rugat pentru ele și duhurile din ele pentru el și a dat treaba. Și a zis, eu sunt ucenicios, îmi iubesc pe Domnul. La Domnul. Și după ce l-am auzit, am zis în următor, de ceea ce ai nevoie să te vedezi. De ce? Poporul Israel, câtă vreme era de partea de apus a Mării Roșii, egiptenii erau după ei în orice moment, în orice moment, ca să-i zbogească cum vor fi, la totală lor discreție. Momentul când evreii
au scăpat de faraon și de toate oștile lui când au fost, când au trecut? În Marea Roșie. Când treci în Marea Roșie, ești atunci poporul Dumnezeu. Până atunci încă ești sub atacul în orice moment posibil al celui. De aceea cine spune că vrea să-mi ia pe Domnul, păstorul meu, și sunt tineri aici care zic, da, cu siguranță vreau să-mi fac musulman. Am crescut în biserică, îmi place, dar vreau să-mi ducă un lucru de ceva de aranjat, pentru că nu sunt convins, dar și de conștiință. Domnul este păstorul meu și dacă nu vrei să te mai asalte haitele de temuri și de dragi, de ispite și de pofte la care nu poți să-ți lasă, când mai degrabă, vine și du-te la pocătesc. Pocătește-te astăzi să lumezi și să vezi victoria din aia. Cum dracii sunt înnecați acolo. Și tu ai mai multă, adică ai dorința lor prin Iisus Hristos. Care este protocolul prin care noi intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu? E nevoie de credință. E nevoie de pocăință. Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă și botezați-vă. E nevoie de botez. Botez în apă și următorul lucru e nevoie de ce? De botezul cu Duhul Sfânt. Ăstea patru sunt tașii pe care cei care vor să fie în turma lui Dumnezeu, în turma lui Iisus Hristos, mare păstor al oilor, trebuie să-l facă. Dacă nu e făcut, acum ești ceva să le faci. Credință, pocăință, botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt. Noi avem nevoie de ce? Avem nevoie de sângele lui Iisus Hristos să ne spere de orice păcat. Și după aceea avem nevoie de ce? De infuzia de Duhul Sfânt ca să ne ia putere asupra păcatului. Două nevoi fundamentale există în această lume. Nu există alte manuale. Nevoia de pardon, și sunteți vorbitori de limba franceză, nevoia de pardon și nevoia de putere. Sângele Hristos ne dă pardonul, Duhul Sfânt ne dă putere. Să trăim într-un vrem de Domnul. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Dragii mei, dacă ești o oaie, nimic nu este mai important pentru tine decât ce? Să te hrănești la pășunile mănoase pe care te pregătește Domnul nostru, păstorul cerului. Ce minunate sunt pășunile lui. O, dacă ești capră, dacă ești câine, dacă ești șacal, dacă ești hienă, dacă ești ceva animal care îți place carnea sau îți place cadavrele, bineînțeles că nu e la pășunile Domnului. Dar dacă ești unul dintre cei din turma Hristos, o oaie, o mielușa, ce mai pășuni mănoase ne oferă Domnul să nu geniți Domnul? Ne poartă de grijă de ce? De nevoile noastre alimentare. Doamne, pâinea noastră și-a de toate zilele, dă-ne-o astăzi. Doamne, prin rănile tale, suntem vindecați. N-avem numai nevoie de pâine, avem nevoie și de vindecare pentru bolile care le avem și am prins dintr-o parte și altă. Avem nevoie de relații, familii, armonioase, cu dragoste. El ne dă familie și pace și liniște în așteptul nostru. El împlinește, dragii mei, toate nevoile noastre, nevoi fizice, nevoi psihice, emoționale, intelectuale, artistice, nevoi spirituale, nevoi morale, toate le împlinește din belșug. Nu vom duce lipsă de nimic. Am crescut și eu la o casă, tatăl a fost pastor, a fost dat afară pentru că a stat lângă credință și n-a vrut să fie colaborator cu securitate. A fost dat afară, mama, o femeie a rugăciunii, frații mei au crescut și ei frumoasă în biserică, dar eu, pe la vârsta de 15 ani, după ce m-am întors la Domnul și după ce am trăit o vreme cu el, după aceea am fost fiul risipitor, mai am zis, mă, dar ea se distrează. De ce eu? Nu. Și am început să mă duc cu prietenii să iau și o țigară, să mă dau mare câte bărbați, am luat prima dată țigară, o mărășești din asta și când am tras puțin,
o vreme mă făceam de râs, că am tras în piept și când am tras în piept, am pus să mă înverzesc. Și după am început și cu una și cu alta și după aceea am zis, Doamne, vreau să cuț și eu ce este acolo. Și dragii mei, am fost la discoteci, am fost la, la tot felul de măgării și prostii și vreau să spun că este murdărie, este umor. Plăceri de o clipă, dar după aceea îți lasă gura plină cu prândiș. Și comparat cu ceea ce am fost acolo, am trăit, am gustat și ceea ce este bucuria din bisericii noastre pentecostale sau carismatici sau baptiste sau atunci când poporul Dumnezeu se strânge, ce frumos! Ce bine mă simt, ce mă bine mă simt cu aleșii Domnului! Nu există bucurie în cer și pe pământ! Care să rivalizeze bucuria cu poporul Dumnezeu. Doamne, sfinții din țară, oamenii dragoste, toată plăcerea mea. Eu nu alerg după idolii străini. Nu aduc jertfelor de sânge, nu pun numele lor pe buzele mele. Ci, Doamne, Tu ești moștenirea mea. Ce frumoasă moștenire mea, Dumnezeu, Tu ești moștenirea mea. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la apă de odihnă. Dragul meu, hai să faci următorul lucru. Imaginați-vă că o oaie care e puțin mai diferită, poate ca și tine, care stă într-o noapte și începe să spună, soră dragă, dar tu te gândești mâine noi unde să mergem la pășune? Avem și noi vreo pășune care este a noastră? Dar tu te gândești ce lupt acolo firul l-am văzut pe omul și nu mai vreau să ies afară din staul. Ați văzut o oaie care se învârte și pe o parte și pe alta, în coșmar, în frică, în angoasă, că n-are ce să mănânce, că n-are ce să bea, că n-are ce să se îmbrace, că toți lupii care sunt acolo sunt devastați peste ei și oare câți dintre voi nu sunteți o astfel de oaie care sunteți plini de frici? Nu e așa? Frică de ziua de mâine, frică de bea, dacă vei avea de ce mânca și ce bea, nu e așa? Sau voi nu sunteți din aceștia, voi sunteți sfinții de pe lume, care aveți credință mai tare ca și Ilie. Laudă Domnului, dacă, dar dacă cumva s-a strecurat printre voi un baptist din astea care nu le are credință, nu are pe toate, atunci lasă-mi voi să-l predic, fratele meu baptist. Măi, frate, credându-o. Păstorul este responsabil să pregătească pășunea pentru voi, nu oaia, nu-i așa? Îi responsabilitatea omului să zică, asta e pășunea mea, trebuie să fii grijă că să fie pășunea care are apă, care are tot ceea ce e nevoie ca să fie pășunea noastră. Nu este rolul ce oii să se îngrijească ce va mânca, ce va bea și cu ce se va îmbrăca. Este rolul păstorului. Mă, frate, dar vorbești puțin așa idilic, așa Narnia. Poliana. Hai să vă dau câteva exemple, să vedeți că, într-adevăr, e o lume de pas, dar în real. Tata a fost pastor, care Dumnezeu l-a folosit în ziua spirituală din Sălaș, în anii 50 ceva. Și cei de la partid s-au scandalizat de extendia lucrării, de lucrările frumoase care se făceau acolo. Și la ultimat ce au zis, știi ce? Dacă nu colaborezi cu noi, dacă nu ești informatorul nostru, să știți că, să știi că îți luăm cartitul de păstor. Te dăm afară din serviciu și îți garantăm că nicio întreprindere din România nu te va angaja și tu și copiii tăi de mâini de foame. Îți garantăm că nici unul dintre copiii tăi, nici măcar școală de tractorist, nu s-o facă. Ai înțeles? Da, am înțeles. Și ce zici? Mulțumesc frumos. Am fost tânăr și am îmbătrânit. Dar n-am văzut pe cel neplănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și plâmbe. Asta este ceea ce cred. Da? N-o lasă că-ți arătă mânție. I-au luat carnetul, au mai fost ceva rezerve în cămară, după o vreme, tata s-a dus la Oradea ca să se angajeze, s-a uitat în ziare. Așa de multe întrebări, întreprinde, angaja un citor. Orice, orice, nu contează. A terminat teologia la Budapesta și la București. Dar era ca să facă orice. Așa că s-a dus la primul întreprinde, a făcut cere, aveți locul, dar aveți locul, faceți cere la biroul personal și așteptați. După două zile veniți să vedeți. După două zile a venit și... Ce a venit schimb? Păi a zis că aveți locul.
Domnule, cererea este respinsă. Mulțumesc frumos. La revedere. Onorează lucrul lipsă. S-a dus la următoarea întreprindere și după vreo 3-4 întreprindere care e același lucru, era clar, de la securitate, era clar, pe lista neagră, nu avea voie să-l angajeze din ei. S-a întors acasă și a zis, mame, aștept. Ei, cuvântul tău adevărat, Domnul este păstorul meu, nu vă duce lipsă de nimic. Și aștepta. Și când s-a terminat și făina, și ulerul, și șunca, atunci a venit un om care l-a căutat pe tata, de la 250 de km distanță, de la Baia Mare, și a zis, aș vrea să vii, că vrem să facem o echipă de deratizare și dezinfecție. Asta înseamnă să pui o travă pentru șobolan, pentru poțoci, pentru muște, pentru frânzari, unei dintre cele mai de jos slujbe. Ești gata să faci posibil, orice se îndeapă. Și numai bine că găsește că mai are încă alți 10 colegi, toți păstori dat afară, și ăsta era un frate baptist din Baia Mare, un maghiar care a organizat o cooperativă de păstori de serviciu, de deratizare și dezinfecție. Și vreau să spun, echipa aceasta avea cele mai mari salarii pe economie. Cele mai mari salarii pe economie. În vremea aceea, când salariul era de, hai să zicem, de 700-800 de lei, care era bun, ei aveau 8.000 de lei. Și nu numai atât, dar avea ce? Avea permis de călătorie pe căile ferate, la clasa 1, pe toate căile ferate, gratuit. Permis de călătorie pe toate liniile de autobuze, gratuit. Tata și ceilalți colegi, în fiecare duminică sau sâmbătă, se puneau pe tren și unde mergeau? Fără să meargă pe la casă de bilete, mergeau direct la tren, la clasa 1 și stăteau în orice loc în bușet. Dacă cumva în poșeta aceea de clasa 1 mai venea și un nesimțit să-i ocupe locul, ce se întâmplă? Lumea și sperte cum a trecut. Venea cineva, nu știți că stă de vorbă cu ce? Cu un apostol, cu un păstor, cu un ambasador al lui Dumnezeu în poșeta. Venea conductorul și se uita la bilete la control și când tata arăta permis de călătorie pe toate căile ferate la clasa 1, păi ăsta e cel mai mare ștap pe care l-am văzut până acum. Și scotea pe ceilalți afară și lăsa ca să aibă condiții de lux 5 stele. Cu room service. Ironia cu Dumnezeu. Cele mai bune salarii. Apoi bilete gratuite pe toate căile ferate și autobuse să meargă să predice Evanghelia. Iar noi toți patru, n-am făcut școală de șofer, ci toți am făcut facultate. Dragii mei, nu pot să exagerez suficient cât de credincios este Dumnezeu acestui verset. Domnul este păstorul meu, nu voi duce cu lipsă. El mă paște un pășun verzi și mă duce la ape iorii. Îți dă liniște și pace. Oile sunt speriate de ape. Oaia nu știe să noate. Oaia, dacă s-a băgat în apă, lâna absorbe apa și devine submarin. Submarin. Câinele, porcul, ceilalți se simt bine în apă, trec. Dar oaia, submarin. Și de aceea îi frică de apă. Și ce face Dumnezeu pentru oi? Apele care o sperie și care strop o sperie, creează ape liniștite. Și le duce la ape liniștite să dea mai liniște. Sau, nu-i așa că ai nevoie să te duci și tu la ape liniștite? Nu-i așa că te-ai îngrijorat și te-ai grijă să prea mult? Mai ai cât un fenobarbital sau cât o altă hap, diazepam sau mai o pravezam sau alte lucruri care să te mai liniștească, lasă-te în mâna lui Dumnezeu. Ai un caz. Așa. Ai un caz asupra lui. Nu se le lasă. Aruncă-le asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși, însuși, Hristos, se îngrijește de voi. Nu-L mai ofensați, dragii mei, sau dragii mei, prin necredință. Oare copiii noștri n-ar fi ofensă teribilă pentru noi, copiii noștri, să întreb, mă, tata, mă, dar eu am mâine ce să îmbrac la școală. Mă, tata, mă, dar eu am pâine pentru mâine. Mă, tata, dar tu ai bani să-mi cumperi pantofi.
și să ne agaseze cu tot felul de probleme care sunt nevoile lor. O face un copil și nu ce faci, păi nu pot dormi, de ce? Că mă plâng, ce greu va fi. Mă, copilule, mucă, stai jos! Asta e treaba mea, mă! Tu doar liniștit, ai înțeles? Asta vrea să facă Dumnezeu. Liniștiți-vă, dragii mei, la apele de o fiină pe care Bunul Păstor ne pregătește pentru noi. Poate și bărbați sunteți unii dintre voi care aveți fricile și anvoasele și insomniile voastre, nu? E nevoie? Domnul să vă ia poverile? Aruncați-le! Aruncați-le! Haideți să mergem mai departe. Suntem la al doilea verset. El duce pe grăzești. El mă călăuzește pe cărări drepte din pricina numelui Său. El mă călăuzește pe cărări drepte din pricina numelui Său. E așa de important, draga mea, să, dragii noștri, să înțelegem că El ne călăuzește. Și cărările pe care El ne călăuzește sunt cărările acelea în care El ne vrea să ne ducă la cele mai bune pășuni, la cele mai liniștitoare acte, să împlinească toate nevoile noastre cum ne călăuzește. Lăsați-vă că vă zis de El. Una dintre problemele pe care noi le avem este că în noi păcatul numărul unu al nostru este repetirea, independența, proclamarea independenței noastre. Dacă ar fi în termeni seculari de a numi păcatul, este omul în revoltă. Stăpân pe propriul destin, eu fac, eu vreau să fac ce vreau eu. Nimeni să nu-mi comande. Mai ales asta este în America. Cred că și în Canada. Acest spirit al independenței, proclamării independenței omului. Și el vrea să ne ducă pe cărările lui. Și noi vedem imaginea aceea în care vedem pe un păstor cu ce? Cu un mielușel în brațe. Ce imagine scumpă, dragă, în care păstorul este cu mielul în brațe sau mielul pe fel. Nu? Noi aveam mai de mult un calendar biblic care de la școlă biblică și de calendarul acela era ce? Era păstorul cu oile și cu zamiei și avea miel pe miel. Ați văzut imaginea aceea cum era? Știți că mielul ăla care era pădit nu era cel mai jintaș, cel mai sensibil, cel mai iubitor de păstor miel care venea să se bage tot timpul în păstor. Nu. Ci în fiecare turnă mai este cât un miel de genul ăsta care nu stă cu măsa, nu stă cu ceilalți miei, ci care o ia încunați de rădăcine. Ba aici de acolo. Și un bun cioban îl știe care este mielul, care vede că ăsta tot timpul merge pe lângă turnă, nu cu turnă. Și păstorul știe că dacă nu îl corectează acum când e miel, va ajunge în gura lupului. Și ce face? Îl ia pe mielușel, ce? Scumpe meu, ești tare drag, dar ești tărântăloc și prostul de tot și trebuie să-ți dau pe lecție, pe corecție, unde să nu mai rătăcești. Așa că îl ia și ce face? Îi rupe picior. Îi rupe picior. N-acum nu. Și mielul nu poate merge. Dar nu-l lasă cu piciorul lup, ci îi pune două bețe, îl leagă cu ceva iarbă, ceva fâșie, îl leagă și puiul, mielul îi trebuie cel puțin 30 de zile până când își fortifică din nou ursul. Dar în cele 30 de zile nu mai poate merge singur, ci merge numai unde merge păstorul și păstorul duce și când păstorul se dau cum a stau, stă unde lângă păstor. Și mănâncă lângă păstor. Îl corectează. El mă duce, adică din pricina mâinii Său este onoarea păstorului ca să aibă grijă de acești miei care iau razna. La noi în biserică era o familie foarte faină. Îi spun și numele că Daniel Buiciuc a venit într-o familie pentecostală. S-a căsătorit cu o fată de la noi. Și erau faini. Tineri faini. Inclusiv aveam un copil pe aceea. Și Daniel avea înclinații puțin spre rătăcire. Și ceea ce s-a întâmplat este că și-a cumpărat o motocicletă asta, Yamaha, câteva sute de cai putere,
Și ceea ce făcea este că îi plăcea să meargă pe această șosea care este A1A, care este de-a lungul oceanului, mai ales seara, când este priză, trebuie frumoasă și de șosea. Se juca. Când așa aveau premierit să soată cânt. Exact în timpul polilor în care nu se dau la biserică. Nu seara. Stai puțin fapt, că la biserică e prea boi. Sau plictisitor. Și nu bine că într-o seara pe noi la biserică, el cu motocicleta la rally, a intrat în microbus, microbusul s-a îndoit în două când au venit cei care erau paramedici, au zis, a mai ieșit cineva, a venit de aici? Într-adevăr a ieșit viu, dar cu multiple. Mâini, oase fracturate, coaste fracturate, maxilare fracturate, în comă câteva zile. Când s-a trezit din comă, era acolo împreună cu tata său, cu care era și presbiterul bisericii. Nu putea să vorbească, pentru că maxilarele erau dislocate și trebuia să fie fixate. Frate de tăs, știu de ce mi se întâmplă asta. Eu trebuia să fiu la biserică. Și întotdeauna am ajuns. Dacă mă fac bine, niciodată nu se mai lipsă. Pentru unii Dumnezeu le rupe picioarele, la alții le rupe maxilarele. Să îi înțelegeți. Dragile, cu toți suntem înclinați spre rătăcire. De ce vrei să fii cu picioarele rupte sau cu maxilarele rupte? Știu unul care la fel a fost Mielușel în turma mea. Îi plăcea să tragă la mesea, a fost mustrat, n-a ascultat, a intrat cu mașina într-un stâlp și este cu față desfigurată și cu fier în cap. Domnul mustră pe cine iubește. Hai, ce vrei? Vrei mustrarea Domnului sau vrei binecuvântarea Domnului? Dacă trăiești un păcat, și ascultați-mă cu atenție, dacă cumva trăiești un păcat și nu ți se întâmplă nimic, ești fiu din curvie, ești bastard, nu v-aș face din pămâneță. Dacă careva dintre noi s-a fâșat printre noi, unul care a venit și el, că i-a plăcut o fată frumoasă noastră, din fată frumoasă și cinstită, dar el s-a pocăit mai din cauza ei, dar apoi o vitim biserică și se apărat într-o parte și alta și se duce pe căi străine și nu se întâmplă nimic cu el. Pentru ce? Pentru că nu ești în poporul Dumnezeu. Eu mustru și pedepsesc pe cine iubesc. Și dacă ești în poporul Dumnezeu și o iai pe tine de cine el intervine să vede. Timmy, băiat de păstor din America, de undeva din Nord, pe la vârsta de 14 ani, a început să fie cel mai bun alegător de la școală, de la liceu. Și la Sărbătoarea Lungimii și la Înălțime, un atlet nemaipomenit. Dar el fugea nu doar ca să câștige premii, ci el fugea de Dumnezeu. Cum a terminat high school, s-a înrolat la marină. Ea se meargă cât mai departe, să nu cumva să fie aproape de ala, să nu mai cicălească să-l ducă la biserică. S-a înrolat în marină, s-a dus în Vietnam, în 71, în 8 mai 1971, era fruntea plutonului într-o misiune de luptă și a ajuns într-o poieniță în mijlocul căreia era un templu budist. Și el conducea plutonul și, din toate, sub picioare lui a explodat un vulcan. O mină. A sărit în aer, fum, comanda celorlalți, jos! Nu trebuie să spui jos, că era căzut jos. Și când și-a dat seama ce se întâmplă, caporalul Gore era peste el, se ruga și era o masă de carne macerată, sânge și pământ.
și a pierdut conștiința. După ce a zis, o, Doamne, Doamne, nu picioarele mele. Nu picioarele mele, Doamne. S-a trezit din comă. Un an de zile a fost operații. La sfârșitul celor 13 operații pe care le-a avut, i-a rămas 3 cm sau 3 inci dintr-un picior, 11 inci din celălalt și pentru restul vieții condamnat la scaun cu rotile. Și îl spune, ziua aceea a fost cea mai întunecată zi a vieții mele, ziua de 8 martie 71. Dar ziua aceea a fost ziua în care alergarea mea de Dumnezeu s-a sfârșit. Și m-am întors acasă. S-a întors acasă la biserica tatălui său și a pus viața în înduială a celor iertare. Și a devenit unul dintre cei mai mari evangheliști timpului, a predicat la sala palatului din România. Are medalii americane, Purple Heart. Dar n-are picioare, pentru că a fugit de Dumnezeu. Dacă ești dintr-o familie în care ai fost scăldat de Dumnezeu, sigur, nu poți fugi pe care Dumnezeu. Rugăciunile mamei, a tatălui, a bunicului, a bisericii de lumea, nu vrei să acasă, te întorci la Dumnezeu cu picioarele, cu fărăciune, cu spirate, cu tot felul de operații, de recuperare și restaurare, cu metale de cap sau noastre, ci întoarce-te astăzi. Știu alții care au mult. Prieteni buni de-a mei care au murit. De aceea sunt printre voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin, doar asta au murit prematur. E vorba de onoarea marului păstor. Este rușinea lumii ca un păstor să meargă să păstorească 100 de ori și când vine apoi să vină cu 50 de ori sau cu 75 de ori. E rușinea lumii. E onoarea păstorului s-a dus cu 100 să se întoarcă cu 100. Doamne, ăștia sunt oile pe care mi-a dat, n-am pierdut-o nici una. N-am pierdut nici una. Este o poezie a lui Costache, lui Ioanit, o poezie minunată, care este scris în termenii lui Miorița. Pe un hău fără vat, pe o gură de iad, ce umbră fugare urcă și coboară în faptul de seară. Oaia din urmă fugită din turmă, e oaia pierdută una din 100, e oaia ce plânge cu lacrimi de sânge. Drăguțule, dace, vino de mă-ntoarce, de mă-ntoarce acasă, din negură neagră. Iată-ți cer iertare că am rămas în vale, crezând că în genune sunt ierburi mai bune, crezând că în rovine sunt ape mai bine, crezând că în sferungi sunt umbre mai dulci. Nu știam că în lume apele sunt cu spume, bulgări cu șerp și umbra-i cu sânge, că bulgări sunt cu step și umbra-i cu șerp. Plângea, oița mare plânge Miorița, dorm, viroacea funde, nimeni nu răspunde. S-ar putea ca unii dintre voi să fiți astfel de oaie care v-ați rătăcit. Și sunteți ascaltate și te simte lucrul așa cum spune. Auuu! Oare cine plânge? Cu suspine, prin crop și vine. Sora dulce, ce te aduce de sus, din răscruce? Este un lucru care îți adulmecă. Urma și te vede că ești în afara poporului, în afara protecției păstorului și te face zob ferferiță. Dacă ești unul dintre cei care ai fost odată aici, în turma Dumnezeu, întoarce-te acasă la păstorul cel bun. Dacă n-ai fost în turmă, astăzi este ziua, ziua cea mare, astăzi este ziua pentru ei. Și spune, Domnul este păstorul meu. Vreau să-l fac din acest moment pe Iisus Hristos, mare păstor a oilor, păstorul vieții mele, pe care voi călca pe urmele Lui, unde mă duce El. Acum este plăcerea și desfătarea vieții mele. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. E începutul credeții. Sunteți gata pentru că vă să trăi credeții? Fiți binecuvântați, primiți cuvântul. Bucurați-vă faptul că avem un păstor așa de
care ne duce în județ, ne trezește că în drepte, care are un toiac și un bustugan. Dar fi plăcut să pot predica despre ce înseamnă toiacul și bustuganul lui Dumnezeu, care ne mânde. A lui să fie lauda și gloria, poate cu altă ocazie. Amin? Amin. Sunt angajat de alte biserică și sunt acolo, așa că nu știu dacă se privește, dar fiți binecuvântați, poate Dumnezeu mai deschide o altă ocazie, toate să-i plângim colega ca așa de onoare să-i plângim atât la mine acasă, cât și la mea biserică, să return to service. Amin? Amin. Mulțumesc. Dragii mei, în dimineața aceasta, cuvântul Domnului s-a îndreptat spre noi. Aș vrea să mulțumim Domnului pentru că ne-a dat oportunitatea să-L facem păstor al nostru. Aș vrea să mulțumim Domnului că ne poartă de grijă și o face de atâta vreme cu multă bunătate, înțelepciune, pricepere. Aș vrea dimineața aceasta, sau acum la amiază, dacă am ajuns la capătul serviciului, să venim înaintea Domnului să rugăm să se ocupe de noi și pe mai departe. Nimeni nu poate face mai bine decât El. Am să vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare și aș vrea să vă chem să aducem Domnului rugăciunea mulțumirii noastre. Și apoi să ne încredințăm soarta, viața noastră, a familiei noastre, a copiilor noștri, în mâna bună a Domnului. Amin.